intervențiile oftalmologice pentru reducerea dioptriilor, care se efectuează cu ajutorul laserului Excimer, sunt unele dintre cele mai avansate și cele mai moderne intervenții din sfera medicală, din cadrul tuturor specialităților medicale, deoarece utilizează un aparat, un laser extrem de performant și de modern, cu ajutorul căruia noi putem face un tratament de suprafață la nivelul ochiului pacientului și să reducem dioptriile pacienților, astfel încât să obținem în cele mai multe din cazuri o absolvire de ochelari, adică pacienții noștri scapă total de ochelari. Intervenția chirurgicală este una absolut nedureroasă, nu prezintă deloc neplăceri. Ea se efectuează cu ajutorul anesteziei topice, adică instilăm, administrăm picături cu anestezic, nu facem injecții, nu înțepăm, deci nu există neplăceri nici legate de anestezie. Intervenția în sine durează doar câteva secunde pentru fiecare ochi în parte. Laserul pe care noi îl utilizăm este cel mai performant laser utilizat în acest scop, laserul Excimer Zeiss. Efectiv, toată operația durează poate 10-15 minute, dar intervenția laser din cadrul întregii proceduri durează doar câteva secunde pentru fiecare ochi în parte. Pacienții nu simt dureri și imediat după operație deja vederea pacienților este mai bună și imediat simt diferența în vedere comparativ cu vederea preoperator și vederea de postoperator, de după operație. Vederea se stabilizează după 3-6 luni după intervenția chirurgicală, dar desigur pacienții pot să-și rea activitățile zilnice, deci pot să trăiască o viață normală după câteva zile, efectiv după această intervenție. Înainte de efectuarea intervenției acestui tratament în laser, noi efectuăm anumite măsurători speciale amănunțite fiecărui pacient în parte pentru a determina dacă ochiul pacientului permite efectuarea acestei intervenții, dacă permite reducerea de dioptrii în totalitate sau parțial, respectiv dacă nu există anumite boli care să contraindice acest tratament. Dacă cornea pacientului, dacă ochiul pacientului permite îndepărtarea dioptriilor, în mod normal noi putem îndepărta în cazul miopiilor, adică dioptriilor cu minus, în jur de 10 dioptrii, minus 10 dioptrii. Când vorbim de hipermetropie, adică dioptrii cu plus, putem să atingem o reducere de aproximativ 5 dioptrii sau 6. La fel și în cazul astigmatismului, undeva la 5 dioptrii putem să reducem. Celelalte dioptrii care sunt peste aceste valori, de obicei se reduc parțial, adică pacienții mai rămân cu dioptrii restante, dar chiar și atunci, situația în care ajung pacienții, starea în care ajung pacienții prin reducerea parțială a dioptriilor și nu totală, poate să fie și este mai bună decât a fost preoperator. Dacă pacienții totuși doresc o reducere totală de dioptrii și depășesc aceste valori maximale, atunci se utilizează alte tehnici. Intervenția chirurgicală are loc la nivelul suprafeței oculare, mai exact la nivelul corneei. Pentru exemplificare, ca să facem lucrurile să fie mai înțelese, dacă facem abstracție la fața umană, desigur, rămâne doar globul ocular. Aici, în această regiune, această zonă colorată reprezintă irisul, aici este pupila, iar cornea, dacă ne uităm din profil la globul ocular, observăm că în fața irisului mai este un strat, mai este un căpăcel, care se numește cornee. Este ca și sticla care acoperă ceasul. Ei, laserul lucrează la nivelul cornei, la nivelul acestui strat extern,
după ce îndepărtăm epiteliul cornean, laserul lucrează direct pe această suprafață, deci este o intervenție minim invazivă, adică noi nu deschidem ochiul, nu pătrundem în interiorul acestuia, lucrăm doar la suprafața ei. De aceea și riscurile și complicațiile care acompaniază orice intervenție chirurgicală, în cazul acestei intervenții sunt absolut minimale, deoarece este o intervenție care se efectuează doar la suprafața ochiului. După intervenție, tot aici se aplică acea lentilă de contact fără dioptrii, care sigur se îndepărtează peste o săptămână. Primul control postoperator are loc a doua zi. A doua zi ne uităm în ce stare este cornea, dacă lentila de contact terapeutică este pe cornee. Vom da indicațiile mai departe fiecărui pacient. Se administrează picături, tratament, o lună un tip de picături cu antibiotic și antiinflamator și urmat de încă două luni de tratament cu picături cu antiinflamator. De această dată fără antibiotic. Lentila de contact care se aplică pe cornee în timpul operației se îndepărtează la controlul de la o săptămână de după operație.